Bună ziua, bună ziua, oameni buni! Iată, lupta pentru cozonacul de aur devine tot mai aprinsă. Astăzi, în fața necruțătorului Nea Vasile și a durului șef Alex Cârțu, vin doi cozonaci aduși din alte două zone diferite. E vorba de Oltenia și Muntenia, care se vor lupta pentru cel de-al șaselea loc în semifinale. Se anunță, să știți, o bătălie strânsă și toată România sunt sigur că se va uita și se va umple de arome. Atenție mare, începe o nouă rundă încinsă din cel mai savuros concurs, Cozonacul de Aur, ediția de Crăciun. Sărbătorile încep cu miros de cozonac. Rubrica sponsorizată de Dr. Oetker. Sunt convins că sunteți pregătiți și abia așteptați concursul nostru. Așa ne-ați demonstrat în fiecare zi, iar acum poftim alături de noi în alta curte a cozonacilor, Ciucă. În scaunul de președinte al instanței supreme este nimeni altul decât domnul Nea Vasile! Să trăiți, domnul Nea Vasile! Te-am pus, bre, la Curtea Supremă a Cozonacilor. Deci ești matat, dar e legea în țara asta. Ce faci? Cum merge treaba? Bine. Drojdie e în țară? E. Țara are drojdie? Are. Are. Nu că e pe drojdie, că unii sunt pe drojdie. Nu pe drojdie, bre, dacă avem drojdie, drojdie. Avem făină? Există din belșug și făină. Cacao? De toate, deocamdată. Am înțeles? Nucă și nucă? Mai. S-a făcut anul ăsta un an foarte bun pentru nucă. A fost un an bun pentru nucă? Este, da. Cât am scos la hectar? Oh. Știu să spun prețul la kilogram, dar la hectar nu știu cât s-a făcut. Cât e kilogramul de nucă? 35-30. Dezosată? Dezosată, da. Adică scoase vrede. Dar de unde o iemata la banii ăștia? Am furnizor care aduc. Ești mafia nucilor. Da. Am înțeles. Perfect. Domnul Nea Vasile, omul care face cei mai tari cozonaci și prietenul nostru în jurul la Cozonacul de Aur de când s-a inventat acest concurs. Bravo, Nea Vasile! Chiar ești foarte tare, pe cuvântul meu de onoare. Mulțumim mult de tot că existi. Ai început să faci cozonaci? Da, astăzi da. Astăzi ai început, da? Perfect. Mergem mai departe, în dreapta lui Nea Vasile, ca de obicei, în roba lui de judecător culinar, necruțătorul șef Alex Cârțu. Salut, Alexandru! Salut! Am trecut de la dulceață de băiat la necruțător. Da, la necruțătorul, în roșu fiind necruțătorul sufletelor. Da. Cum merge treaba? Bine, merge bine. Facem view-uri, merge crește treaba. Canalul. Apropo, știți că Alex Cârțu are un canal de YouTube pe care vi-l recomand, pentru că puteți să aflați cum faceți cozonaci cu zahăr, fără zahăr, cu mentă, fără mentă, cu rahat, fără rahat, cacao, necacao, cum să coacă, cum să nu coacă, rețetele senzaționale, iar acolo se numește... Bun de copt. Ei, lasă-mă. Bun de copt, căutați acolo. Am zis că ai făcut peste 100.000 de vizualizări. Te caută lumea. 136-137. Păi, ferească de Dumnezeu. Bravo. Și încă nu s-a terminat concurs. Așadar, intrați pe canalul de YouTube, puteți să vă și abonați, să fiți alături de Alex Cârțu, pentru că astăzi justiția, știi cum e, Alex? Oarbă. Oarbă, că mi-am uitat ochelarii acasă. Am vrut să zic. Și vei judeca cu limba. Te rog să-i unoc. Și cu năsucul. Că a zis cineva că avem COVID, știi? N-ai voie să faci cu semnele astea. Nu. Cu semnele astea doar în... Da, doar în Costa Rica. No? Te rog. Corect. Iar pe scaunul juratului surpriză, ia loc astăzi nimeni alta decât... Ciucă? Bagă muzică. Frumoasa noastră colegă de astăzi de la Cozonac, Anca Țurcașiu! Miss Litoral 2021. Mulțumesc, bună, Cătălin, mă bucur că am revenit. Și eu mă bucur mult de tot. Așa o îmbrățișez. Ce faci, Anca? Mă bucur de perioada asta a sărbătorilor și abia aștept provocarea asta a voastră de astăzi, pentru că eu nu sunt o foarte mare consumatoare de dulciuri și de cozonac. Se vede, am putea vedea și cu ochii liber. Să știi că voi fi un jurat foarte... aspru. Nu neapărat corect. Aspru, dar foarte corect. Așa ne trebuie, pentru că Anca Țurcașiu este pe scaunul juratului consumator. Mulțumim mult de tot. Să mergem, Anca. Să mergem la juriu. Juriu e în regulă, toată lumea prezentă. Da. Toată lumea, dar mi-a plăcut cum mi-ai spus domnul Nea Vasile. Da, așa e. Cum domnul Nea Vasile? Așa e, domnul Nea Vasile. Așa de 7 ani. Nu e, e domnul Nea Vasile, regele cozonacilor pe România, titlul complet. Păi da, dar așa domnul e. Nea Vasile. Așa e, trecut pe cartea de foarte vizită. Foarte tare. Dacă citești, din primăverie, e domnul Nea Vasile. Dacă citești din altă zonă, pac, Nea Vasile. Pac, înțelegi? Okay, domnul Nea Vasile, regele cozonacilor pe România. Se știe, este. Perfect. Alex Cârțu, am văzut că asta stă de vorbă și în culise. E un băiat extraordinar, face niște cozonaci trezne și îți recomand canalul de YouTube Bun de Copt. Mi-am dat seama, ne-am cunoscut acolo, ne-am împrietenit, să știi.
Perfect, mulțumim mult de tot. Totul este sub control. Perfect, să dăm drumul la treabă. Înainte de a prezenta cele două concurente de astăzi, trebuie să vă spun că astăzi avem o situație neprevăzută, oameni buni. Așa cum ieri, ultima cursă din acest an din Formula 1 a decis campionatul mondial după un accident neașteptat și intrarea safety car-ului pe pistă, tot așa și concursul nostru a suferit un accident neprevăzut, dacă ne permiteți să facem această comparație. Andreea Chisăliță, cea care a participat la filmări și care trebuia să fie astăzi în platou, a avut un accident nefericit din cauza căruia a fost internată în spital. Îi dorim din toată inima sănătate și să se refacă cât mai repede și, bineînțeles, a fost nevoită să se retragă. Așa că, încă o dată, din partea întregii echipei, dorim sănătate și recuperare ușoară și o așteptăm la ediția viitoare, ediția de Paște, și o așteptăm aici la emisiune oricând cu cea mai mare plăcere. Acum, nu știu dacă are legătură cu ziua de 13 în care ne aflăm, dar iată că astfel a primit o șansă o altă artistă iubitoare de cozonaci. Este vorba despre Mariana Cimpoiașu din Muntenia, care se va înfrunta astăzi cu Maria Grecu din Oltenia. Așadar, Ciucă, ce crezi că avem? Cozonacii. Bineînțeles. Să intre. Bună ziua, să română, doamna Mariana, și dumneavoastră cu Muntenia, nu? Da. Perfect. Bună ziua. Bună ziua. Bună ziua, bună ziua. Perfect. O să facem în felul următor, să punem, opa, s-a prins, să arătăm cozonacul celor de acasă și o să le spunem juraților că de obicei, dacă erau obișnuiți să vadă un material video cum se prepară cozonacii, astăzi, pentru că tu trebuia să fii în concurs, Maria, cu altcineva, cu Andreea, care din păcate a avut un accident, îi dorim toată sănătatea din lume să-ți facă bine, n-a putut să fie prezent astăzi și atunci nu are rost să arătăm cozonacii. Și în loc să concurezi cu Bucovina, concurezi cu Muntenia. Îi donez toată munca mea în sănătatea Andrei, chiar dacă nu se vede. Ce faci? Munca de-am prestat-o acolo, la frământat. La... Exact, dar putem să-ți dăm ție materialul, să-l arăți de Crăciun la masă prietenilor care vin. Era frumos că l-am văzut în bucătărie. Că ei știu că eu fac cozonac și... Pe care îl duc la arătat la, și apoi povestim un pic de cozonac. Pe care vrei, sunt amândoi. Nu, dumneavoastră este... Bine, pe acesta. Sigur pe acesta, nu pe acesta? Care vrei. Păi ăsta are și două chestii de nucă, trei. E, are două chestii, dar e aceeași compoziție. Ăsta, da? Da. Ăsta, perfect. Da. Ok, imediat o să mă ocup și de această treabă. Te rog frumos, același lucru, să-mi spui și tu, Maria, pe care să-l duc, numai o secundă, să mă și echipez, pentru că fiind un concurs internațional, trebuie să avem foarte mare grijă la toate aceste reguli. Tocmai de asta? Grea decizie, sunt Anca? Frați. Cum să-i despart? Am pregătit. Crezi că e vreun semn că ne-am îmbrăcat amândoi asemănător? M-am gândit și eu la asta înainte să intru în emisie, să știi. Bună, Anca. Bun, vreau să spun că îmi plac foarte mult costumele naționale în care au venit îmbrăcate cele două doamne. Mulțumim. Felicitări, arătați superb, superb. Mulțumim frumos. Foarte frumos, doamna Mariana a fost luată pe nepusă masă. Așa este. A zis, doamna, n-am prins concursul al mare, dar uitați cum rezerva intră în acțiune. Așa este. Perfect. Pe care îl duc la... Greu de despărțit, că sunt ca frații, știi? Dar hai! Asta. Asta e fratele mai mic sau mai mare? Amândoi odată au intrat acolo. Tu vorbești serios, ești gemeni. Da. Aoleo, să le dea Dumnezeu sănătate. Bun, haideți să vedem. Prima dată facem în felul următor. Tot ce trebuie să faceți, dragi jurați, este să-l priviți. Vă uitați la el. Vă uitați la el, după care îl tăiem. Și tu, Mariana, mi-ai zis pe asta, da? Da. Grăsuțul ăsta? Grăsuțul, da. Perfect. Anca, am și o veste bună pentru tine. Emisiunea La Măruță își plătește jurații în cozonaci, iar tu vei pleca acasă cu cei doi cozonaci pe care le-au adus. Serios, mă plătești? Pe cuvânt, în cozonaci. Foarte bine. Așa că ăștia doi vor fi la tine pe masă. Îți mulțumesc foarte mult. Chiar nu aveam de gând, adică nici nu știam eu ce să mai spun, că nu mă pricep să gătesc cozonaci. Îți dai seama că i-aș fi cumpărat, dar mi-te să fie făcuți de mâinile atât de dibace ale acestor doamne. O să spune prietenii, bună, Anca, hai că vin eu cu deseară cu vinul la roșu. Exact. Îți dai seama ce petrecere se încinge. Perfect. Mariana, cum te-ai apucat? De când faci cozonaci? Să te cunoaște mai bine. Da, nu de foarte mult timp, de vreo 5-6 ani așa. Mie îmi place, am o pasiune să gătesc, să fac mâncare, cozonaci. Da. Și de unde ai pasiunea asta pentru cozonaci?
Am o pasiune, cred că am văzut și la părinții mei, la maica mea, la soacră mea și am zis să încerc și eu. De ce? Majoritatea oamenilor care veneau aici spuneam, am rețeta bunicii, am văzut la mama. Da, rețeta mamei, dar nu aveam curajul să o fac singură, știi? Și ai îmbunătățit-o? Am mai îmbunătățit-o eu. Așa. Perfect. Mariana, oameni buni, pentru că nu avem materialul să vedeți cum au muncit în bucătărie, o să le cunoașteți mai bine vorbind cu ele astăzi aici. Deci de 5-6 ani, îți mai aduce aminte când ai făcut prima dată? Da, acum vreo 7 ani și am încercat așa eu să mai improvizez de la mine și nu mi-a ieșit. Creștea coca foarte mult, într-una nu se mai oprea. Am pus doi cozonaci, iar nu se mai oprea și n-am avut răbdare și am aruncat totul și... Asta a fost prima ta experiență. Asta a fost prima experiență. Superb. Mergem și la Maria, să o cunoașteți pe Maria. Dar tu ești mamă, nu? Ai un băiat? Câți ani are? Da, am un băiat, 28 de ani. 28 de ani? 28 de ani, da. Mamă! Și bunică? Sunt și bunică, băiatul e absolvent de conservator, cântă la acordeon. Sunt și bunică, am o nepoțică de 2 ani. Mamă, când a zis de nepoțică, ei s-au umezit ochii. Am o nepoțică de 2 ani și pacă, e întotdeauna așa, da, emoțional. Cum o cheamă? Eva. Eva Adelina, da. Iau, Eva Adelina, are ochii tăi? Seamănă cu mama ei și cu mine. Adică are ochii așa, are frumos? Ochii, da. Perfect, foarte frumos. V-am zis, cunoaște mai bine invitații de astăzi. Nea Vasile, Alex Cârțu, dacă n-ai ochelarii, mai am o pereche, vreți să aduc? Aici este Maria. Maria reprezintă zona Olteniei. De unde toată veniși? Oltenia. Păi mama e din Vâlcea, tata din Dolj și eu am crescut în Gorj, în Târgu Jiu. Da. Stai așa că sunt de prin toată Oltenia. De prin toată Oltenia. Olteancă. Și veni și aici la București, cu cine veni? Veni aici la București la facultate. La ce? La ASE. Și fă terminași? Și terminai șase, mă angajai și economist, sunt și interpret adică de muzică. Economist în... În seara asta-s bucătar. Exact, dar în rest, doamna economist? Doamna economist și interpret de muzică populară. Foarte frumos. Tu când ai făcut prima dată, Maria? M-am apucat când am făcut-o pe fiică mea. Nu cred. Stăteam acasă, în creștere copil, știi? Și ce să faci? Legând copii și faci mâncare, ce să... Și? Acum 11 ani. 10, pentru că ai o fiică de 11 ani și ai și un băiețel, da. Cât are băiețelul? 7 ani jumate. Să-ți trăiască, să vă trăiască. Cum o cheamă pe ea? Sunt Ziana și Ștefan. Perfect. Dacă vă uitați la noi, vă salutăm. Și prima dată, cum a fost prima ta experiență? Ai auzit la Mariana, bă, creștea coca, deci îmi și mai gândesc cum creștea coca vulcan. Era cuptorul, e vulcan, vulcan. La o tine? Să râs, prima dată au ieșit bine, a doua oară când am avut încredere, n-au mai ieșit. Deci prima dată au ieșit bine? Da. Păi am respectat cu sfințenie. După care am zis, hai să mai improvizez. N-am și rahat, acum cât de desfaci? Acum o dată pe lună tot fac. O dată pe lună, adică e nu vreme mi se pare, de ca și sarmalele, nu mi se pare greu să fac sarmale. Prefer să fac sarmale, țin 2-3 zile, știi? Copiilor cum le place cozonacul? Cu mai mult rahat, mai multă cacao, mai mult zahăr? Păi sunt fandosiți amândoi. Unul nu vrea cu stafide, celălalt vrea cu stafide. Unul vrea cu rahat, celălalt vrea fără rahat. Deci ce faci? Și Ștefănuț vrea simplu. Fac cât un cozonac așa, cu zahăr în interior. E o invenție. Oameni buni, Maria și Mariana, vreau să povestiți cum ați făcut cozonacii, dar vreau să vă spuneți care arată mai bine. Amândoi, care e mai bine, mai premiat? Trebuie să facem o combinație. Să luăm aspectul superior al acelui cozonac. Deci aici e aspectul de la cozonacul deci Mariei. Partea superioară a acelui cozonac și să o aducem la textura acestui cozonac. Deci ăsta are textura mai bună. Da, ăsta e mult mai afunat, mult mai aerat, pufos, mult mai pufos. Deci până la urmă egalitatea, aș putea spune. Da. Deocamdată. Deocamdată. La aspect și la densitate. Anca, fi sinceră cu mine. Când te uiți la cozonaci ăștia, cu care ai ieșit în oraș? Cu care aș ieși în oraș? Dacă te-ar invita la o cafea. Ăsta sau ăsta? Vrei să ajung să ies coca la o cafea cu tine? Unul cu suflet bun. Adică, ăsta sau ăsta? Care? Unul cu suflet bun. Că... Vreau să mă invite la o cafea. Nu știam cum să spun. Care ți inspiră mai multă încredere? Exact ca așa cum a spus Alex, îmi place aspectul acestuia, pentru că el e un pic ars, dacă vezi aici. Da, dar textura asta îți place. Dar textura asta e mult mai... mai pufoasă, așa, mai... Da, suntem în consens, să știi, avem aceleași păreri. Perfect, așadar, oameni buni, avem alături de noi, cum spunea ceva mai devreme, o avem pe prietena noastră Mariana, venită din Muntenia.
A venit pe ultima sută de metri cu aliei cozonac. O să-l tăiem imediat. Tu ești mai exact din Giurgiu, nu? Stai, da, să-l pun aici. Da. Din Giurgiu, da? Din Giurgiu, da. Din... Se uită vecinii acum? Se uită, da. Auzi ce spune Nea Vasile. Maria, care a venit cu aliei cozonac coltenezii, Nea Vasile. Cântă foarte frumos Mariana Cimpăiașă. Foarte frumos. Bă, Nea Vasile, mă tai toate CD-urile de muzică populară din lumea asta. Știe tot. Cântă vinilul. Ia, ce știe, ia? Că îți place? Foarte frumos cântă. Ia, zi, Mariana, zi un pic ceva pentru Nea Vasile și pentru toți cei care se uită la noi. Sigur. Noapte zi mi-aduc aminte despre timpul dinainte, da, și atunci dorul mă cuprinde, dorul greu de satul meu, dor de casa de la țară, cu cerdacul plin de flori, când ședeam pe prispa afară și cântam la șezători. Bravo. Direct la inima. Maria, te rog frumos, trimite și tu o zeceată muzicală către jurați, către Alex Cârțu, către Anca Țurcașiu. Păi, ținând cont că suntem în concurs aici. Ia zi. Se roagă, Doamne, dușmanii fără rost să-mi treacă anii, hop, hop. Să calc pământul degeaba, dar unde cal crește iarba, fac cel mai bun cozonac. Se știe. Perfect, oameni buni. Aveți emoții, doamnelor? Da, poate fete bune. Ce faci, Cătălin? Nu taie cuțitul sau ce? Nu, taie foarte bine, dar îmi place să vă țin așa. Îți spați ca la Formula 1, uite-te aici. Ultima și hop! Imediat. Nu știi, ia uite, ai de. Miroase bine, ambele miros. Să-l tem și pe acesta. Și imediat o să și gustăm, să vedem, oameni buni, ce cozonac va merge în semifinală și ce cozonac va rămâne pentru ediția de Paști, pentru că poate vă pregătiți pentru ediția de Paști. Ce mergem? Anca, ce zici? Cu care dintre ele să le arătăm? Îți arăt aici o jumătate, îți arăt din cozonacul oltencei noastre. Ce e, Maria? Uitam, pare un 3 de aici, dacă pe partea cealaltă e 1, 13 astăzi. Nu avem 13, plecăm de la 5. Hai că vedem imediat ce e și pe partea asta și stai, sper să nu fie nota 3. Da, și cozonacul Marianei, venită din Muntenia, mai exact din Giurgiu. Stați un pic, că nici nu știți ce urmează. Am mult mai multă energie să testez amortizoarele astăzi după ce s-a încheiat și campionatul de Formula 1. Uite-mă aici, Verstappen sunt. După o scurtă pauză, luăm pauză, numai o secundă să vorbesc cu colegii de la boxe. Boxele? Intrăm la boxe? Acum schimbăm pneurile? Perfect, ne întoarcem repede? Dragi telespectatori, ne întoarcem imediat.